Vreau să vă reamintesc faptul că deja o să simțiți că poate deja e copleșitor câtă muncă ați depus. Poate că o să simțiți că materia pe care ați parcurs-o, materia pe care v-ați propus să mai parcurgeți în următoarele zile, sau materia la modul general, este copleșitor de mare. Însă, țineți minte că modul în care veți merge duminica asta sau duminica viitoare la examen, trebuie să aveți încredere. Gândiți-vă că voi nu v-ați gândit pur și simplu așa, oare ce o să fac eu pe 18 sau pe 25? Nimic bun la cinematograf, hai să mă duc să dau un examen de admitere în profesie. Nu așa este. Voi deja v-ați pregătit luni de zile. Unii dintre voi poate chiar cât un an sau ani de zile. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să aveți încredere că lucrurile pe care voi le-ați parcurs, că materia pe care voi ați făcut-o, că toate grilele, că toate recapitulările, că toate fișele, toate planșele pe care le-ați făcut de-a lungul timpului, absolut toate aceste lucruri vor fi, ca și câte o treaptă pe care puteți să urcați ca să ajungeți din ce în ce mai sus la finish-ul acestui examen. Practic, în acest moment, nu trebuie să vă mai dați bătuți. Știu, am trecut și eu de relativ curând prin tot stresul acestor examene. Știu cât de obositor poate să fie. Și eu v-am spus acest lucru și v-am mai spus că nu vreau să vă mint. Vreau să vă spun adevărul. În finalul celor 4 ore de examen, o să vă consumați absolut ultima bucățică, ultimul procent de baterie pe care îl aveți. Însă, în momentul în care ieșiți, gândiți-vă că din acel moment, atunci este practic deja momentul în care nu mai contează toată oboseala, nu mai contează toate grijile pe care le-ați făcut. Contează efectiv doar faptul că ați reușit să dați tot ce e mai bun din voi în cele 4 ore. Asta vreau de la voi. Să nu precupețiți acum ultimele zile niciun pic de efort. Încercați totuși să aveți grijă de voi, să încercați să aveți grijă de corpul vostru, pentru că până la urmă nici unul dintre noi nu suntem roboți. Nu suntem de fier, nu suntem Iron Man, deși poate că uneori ne-am dorit acest lucru. Practic, trebuie să înțelegem că organismul nostru trebuie să ne ajute, ceea ce înseamnă că noi nu putem și n-ar trebui să lucrăm împotriva lui dacă vrem ca el să ne ajute pe noi. Încercați măcar acum, în ultimele zile, să nu vă neglijați odihna. Mai ales în ultima zi înainte de examen. Știu că mulți dintre voi, și eu sunt numărul unu la dat sfaturi, nu la urmat sfaturile pe care le dau eu, stați liniște. Și în ultima zi trebuie să încercați să mergeți cât de odihniți puteți. E un fel de balance foarte dubios între a conștientiza că, uite, parcă e ora 8:30 seara 9, parcă m-aș opri cu învățatul, parcă m-aș întinde pur și simplu să mă uit la televizor, că n-am mai făcut asta de luni de zile, dar în același timp parcă aș mai recapitula și apelul. Cum să fac? Cum le fac pe amândouă? Cum le împac pe amândouă? Sigur că o ultimă recapitulare n-are cum să strice. Evident, orice recapitulare așa. Însă, până la urmă, practic, voi trebuie să vă dați seama că dacă voi reușiți să vă puneți la somn la 2:30, pentru că ați reușit să mai recapitulați nu știu care ultimele fișe, este ok, super, însă, oare o să puteți să fiți la înălțime doar cu 4 ore de somn? Încercați să vă menajați, pentru că până la urmă, acele 4 ore sunt cele care contează. Intensa.